Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Spuneam la finalul ediției trecute că a început toamna. Și sunt două aspecte pe care le-am luat în calcul când am pregătit ediția de astăzi, tot o ediție de vacanță, o ediție retrospectivă. Și anume, dacă tot e toamnă, toamna se numără bobocii, cel puțin așa știm noi de ceva timp. Și boboci pot fi cei din liceele agricole, de ce nu? Iar noi, cei din Asociația Presei Agricole, sprijinim inițiativa revistei Ferma, Asociației revistei Ferma, de a sprijini acești tineri. Ne reamintim de ceea ce a însemnat tabăra liceelor agricole din vara acestui an de la Gioagiu. Stăm de vorbă și cu Nicoleta Dragomir, stăm de vorbă cu copii, cu profesori, ne reamintim de vizita făcută la ferma lui Daniel Crăciunescu, un tânăr care s-a pregătit pentru altceva, știți că e inginer mecanic, dar face agricultură. Ne amintim de întâlnirea cu Bogdan Grama, care se pregătește pentru arta comunicării și face legumicultură dintr-o pasiune care este adânc înfiptă în suflet. Ne reîntâlnim și cu Mihai Iordate, care pregătit a fost la Facultatea de Biotehnologie și Zootehnie și face zootehnie la modul foarte, foarte serios, crește vaci de lapte. Așadar, pasiune, dar și cunoștințe. Nu vă mai feriți, dragii mei copii, de liceele agricole. Și noi sprijinim învățământul preuniversitar agricol. Finalul de ediție aparține, așa cum ne-am obișnuit, medicului veterinar. Vizionare plăcută! Nicoleta, în primul rând, bine ai revenit în Hunedoara și bine ai revenit și cu un proiect absolut minunat. Prima tabără tematică agricolă din țară. Oh, bine te-am regăsit. Este un moment extrem de emoționant, după cum spuneam și la debutul acestei mese, mic dejun în iarbă, i-am spus noi, pentru că am spus, haideți să vă primim cu ceva inedit. Noi ieri am muncit toată ziua, băieții la adunat de baloți, la fân, la întors fânul, fetele am fost la cules de gălbenele, de trandafiri, am făcut dulceață până seara târziu. Este prima tabără tematică adresată liceelor agricole. Avem 10 licee participante din toate colțurile țării. Sunt 60 de copii și elevi, 60 de elevi și profesori extraordinari. Toți au participat de-a lungul anului care a trecut la evenimentele noastre în cadrul proiectului Susținem Învățământul Preuniversitar Agricol. Ne-am gândit să încununăm acest an cu o tabără tematică, îi spunem noi, pentru că îmbinăm utilul cu plăcutul, nu doar mergem în tabără, ne relaxăm, ne distrăm și așa mai departe. Avem un program foarte bine pus la punct și extrem de încărcat, de exemplu, ne vom deplasa mâine în două ferme din județul Hunedoara, două ferme zootehnice, la muncă. Vreau să plece acești copii minunați din Gioagiu, din județul Hunedoara, un județ atât de drag mie, cu impresii foarte bune despre însemnătatea și rolul lor pentru viitorul nostru. Da, așa este. Trebuie să ne gândim, să le dăm gir, pentru că, da, depinde viitorul nostru, depinde viitorul agriculturii. Până la urmă, totul se învârtește în jurul acestui aspect foarte, foarte important. Și dacă ei pleacă de aici conștienți de ceea ce înseamnă rolul lor pentru viitor, e un câștig. Da, este. Nu m-am gândit niciodată că în luna iunie 2018, în urmă cu un an de zile, acest proiect va lua amploarea pe care o are astăzi și asta se datorează lor, pentru că au venit cu încredere și inima deschisă, s-au cunoscut, au legat prietenii, au făcut schimb de experiență cu elevi din alte licee agricole și au dat seama că nu sunt singuri și au dat seama că sunt importanți, pentru că, după cum știi foarte bine, la evenimentele noastre, toate
toate încep prin a-i prezenta pe elevii participanți de la liceele agricole și a le mulțumi pentru faptul că au ales liceul agricol, au ales să fie elevi la un liceu agricol și se mândresc cu asta. Și asta le spunem tot timpul. Uitați-vă cât sunt de frumoși. Chiar m-am bucurat, au venit toți cu tricouri personalizate cu numele liceelor. Este o mândrie și pentru noi trebuie să fie o mândrie că-i avem. Da, trebuie să fie o mândrie că-i avem și trebuie să avem grijă de ei. Păi avem, cu siguranță, de aceea și această tabără. Voi munci în perioada următoare să vedem, poate reușim să facem și un proiect, să organizăm mai multe tabere în mai multe județe din țară, astfel încât liceele implicate în proiect să fie la rândul lor gazde. Bineînțeles că au mult de muncit, pentru că George-ul nostru drag a ridicat mult ștacheta. Este foarte bine, am găsit aici deschidere, am găsit căldură, am găsit o primire extraordinară. Și copiii se vede, se simt foarte bine. Muncesc, dar se și distrează. Asta am și vrut de la această tabără. Nici n-am știut practic cum va fi. N-am mai organizat niciodată așa ceva din postura mea de jurnalist și coordonator al acestui proiect. Dar până la urmă este un lucru foarte bun. Chiar vorbeam cu colegul meu, Leo Stafie, de la Iași, și el, coordonator. Noi doi suntem practic echipa care coordonăm acest proiect. Că nici dacă ne-am fi dorit vreodată așa ceva, poate nu reușeam. Este ce am reușit de fapt noi să facem, a fost să aducem la oaltă ceea ce înseamnă liceu agricol, elev, profesor, autoritate și fermieri. Da. Până la urmă, acel tot de care avem nevoie. Exact, acel tot de care are nevoie agricultura. Nici măcar nu ne-am dat seama de-a lungul anilor că ne lipsea această componentă, viitorul. Doamna profesor, copii frumoși. Copii care înseamnă viitorul nostru, al agriculturii noastre. Da. Ce vreau să spun, sunt profesor de 10 ani aici la Liceul Tehnologic numărul 1 Fundulea și am găsit un liceu în care acceptă toate tipurile de elevi din toate zonele, din satele adiacente. Poate pe moment ei nu-și dau seama că agricultura, protecția mediului e un viitor pentru ei, dar când termină 12 clase, sunt sigură că își vor găsi ceva de muncă. Ei niciodată nu înțeleg în clasa 9, dar în clasa 12 înțeleg ce au de făcut. După ce își dau atestatele, ei reușesc să plece, mai ales că alături de noi avem institutul INCDA Fundulea, care acceptă de la noi forță de muncă. Întotdeauna agricultura le-a dat de muncă acolo, mai ales că în bărăganul nostru agricultura va fi la bază 110%, dacă stau bine ce mă gândesc. Da, da, este la bază. Acum, e arhicunoscut sintagma grânarul țării. Da, deci, mai ales că acum avem tehnologii moderne, ar fi păcat ca elevii noștri să nu învețe să le folosească și să le aplice chiar și în curtea lor, pe terenul lor. În ultimii ani ei au învățat și această tehnologie IT-ul și cumva ei sunt atrași de această meserie și prin acest aspect, că s-au dezvoltat aceste tehnologii și în Bărăgan, v-am zis, predominant este această meserie de agricultor, ei încearcă cumva să se dezvolte și să meargă și fonduri europene pe care au început să le dezvolte. Chiar cunosc tineri care au accesat fonduri europene și au luat 2-3 tractoare și au luat o combină, au arendat ceva pământ și au mers mai departe. Chiar cumva avem așa un optimist realist, să spun, nu altfel, pentru că putem să fim și pesimiști, avem și zona aceasta, dar astăzi să o lăsăm deoparte, să fim optimiști. Da. În tot ceea ce înseamnă clădirea lor ca viitori agricultori, această tabără, o cărămidă importantă. Da, eu sunt aici venit cu 4 eleve de clasa 10-a și de clasa 12-a. Prima dată reacția lor a fost, doamnă, ce o să facem noi acolo? Dar s-au integrat foarte bine și să știți că și femeile pot să facă agricultură de performanță. Eu vă dovedesc că eu sunt inginer agronom și nu am regretat niciodată că am făcut lucrul ăsta. Am intrat în învățământ că am zis că pot să susțin mai bine lucrul acesta. Dar avem și persoane și elevele care au venit aici s-au adaptat foarte bine, s-au împrietenit și au făcut prieteni, au cunoscut profesori, elevi noi, situații noi, zone noi și ei chiar au fost și tabăra
care le-a oferit și un moment de dezvoltare și de dezvoltarea competențelor acestea de comunicare, abilități practice. După cum ați văzut, au făcut o felul de lucruri interesante. Au făcut, vor mai face, tabăra e pe la mijloc, așa. Da, mâine am înțeles că mergem la o fermă, o să punem mâna la lucru pe lopată, să înțeleg că da, că tehnologia încă n-a ajuns chiar așa de departe, dar vom ajuta băieții, am înțeles că au făcut pe aici baloță, deci chiar a fost ok. Și fetele noastre ajută cum pot, măcar că îi susțin pe băieți și tot vor ajuta. Și susținerea morală contează. Și mai mult ca sigur, deci cred că asta e primul lucru, după aceea mai vedem noi dacă putem să cărăm și sacul cu grâu în schinare, dar o să-l care băiețe și noi o să-i susținem. Da, e important pentru ei să înțeleagă că îi susținem. Și de fiecare dată noi venim cu această susținere morală și să meargă mai departe, să nu renunțe. Asta e important. Vor face agricultură, vor face altceva, dar e important ca noi să-i susținem moral și să meargă mai departe. Asta îmi doresc, ca România să-și susțină tinerii. E foarte important. Ei sunt viitorul țării. Eu de multe ori zic, ei vor fi cei care ne vor plăti pensia. Să sperăm că apucăm și să ne bucurăm de ei ca oameni împliniți și ca oameni maturi care duc mai departe România. Vă mulțumesc și să fiți sănătoși și să avem cât mai multe întâlniri de genul acesta și să ne dezvoltăm pe toate planurile în România. Să aveți mult succes și emisiuni frumoase în continuare. O tabără la care ai venit de acolo, de la Călăraș. De la Călăraș. Cum e? Suntem la mijloc, încă n-ai reușit să-ți faci o imagine de ansamblu, dar începutul a fost frumos. Da, mi-a plăcut aici. Chiar foarte fain. Ieri ai fost la baloți? Da, am fost la baloți. I-am adus, dar asta urmează să fac și acasă. Bun, acum intrăm într-un registru foarte serios. Ai ales un colegiu agricol. Vrei să-ți faci o meserie din asta? Da, sunt pe profilul tehnician veterinar și vreau să continui cu asta, să mă duc și la facultate, să ajung medic veterinar. Ai animale și acasă? Am o microfermă acasă. Hai să povestim atunci despre asta. Din ce anume se compune? Am 3 vaci, câțiva porci, cât să avem acolo, un cal și în rest iepuri. Foarte, foarte interesant. Și un pic de pământ? Da, și pământ. Nu știu sigur cât pământ este, dar este. Este. Și te mai pun și ai tăi la muncă, așa? Da, păi, dar iepuri mă ocup eu. Este ca un fel de afacere pentru mine, iepuri. Deja o afacere. Da. Interesant. De mult mă ocup cu creșterea iepurilor. De mic. E vorba doar de acei iepuri de expoziție sau efectiv e o afacere? Cu expoziția nu. Pentru carne mai mult. Pentru carne. Iepuri de carne. Ce rasă? Rasa californian și rasa uriaș german pentru mine, că îmi place rasa. Dar californianul pentru carne, pentru că dă un randament foarte bun la carne. Bun, și merită financiar vorbind? Da, merită. Merită. Chiar se pot vinde produsele chiar foarte repede și foarte bine, la un preț foarte bun. Să înțeleg că aproape că te susții singur. Da, da, aproape. Așadar, încă 2-3 cărămizi puse pe temelia asta și un întreprinzător în domeniu deja pregătit. Da. Sunt, oricum, asta voiam să mă profilez, dar vreau să fac și facultate de veterinar. Să am și ferma mea, dar să fiu și veterinar, să fie bine. Bun, domnule profesor, de la colegiul Viaceslav Harnai. Bună ziua, sunt Căpățânescu Mihai, predau economia la liceul Viaceslav Harnaș, colegiul tehnologic Viaceslav Harnaș. Noi ne ocupăm cu horticultură, veterinar, avem profil de economic și anul acesta vom avea și profil de apicultură. O activitate absolut minunată. Am cam uitat de în ultimul timp. Da, deși Viaceslav Harnaș a pornit fix pe apicultură, da, am avut o pauză, iar acum vom reveni. Bun, dacă îmi dați voie, ia să vedem și ce copii vin aici. Nu fă cu capul că nu, pentru că oricum nu o să scapi. Îmi spui, te rog, numele? Pancho Andreea Dinsa, sunt la elev în clasa 10-a, la Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaș din București. Ai ales un domeniu mai concret din tot ceea ce înseamnă agricultură? Sau doar îți pregătești pașii spre viață în acest colegiu? Îmi pregătesc pașii, mai bine zis. Ok, în definitiv nu e obligatoriu, dar e bine că pornim de aici.
Eu sunt nemțean Eugen și tot la ei aici, în grupă. În aceeași grupă și aceeași atitudine sau tu chiar te oprești în zona agriculturii? Nu, eu chiar mă duc mai departe, cu tupeu înainte spre viitor. Da, poți să ne spui și cam care ar fi planurile? Eu aș dori să termin facultatea, să pot să-mi iau diploma de inginer, să deschid firmă. Cam ăsta ar fi scopul, să văd dacă și reușesc, dacă nu mă duc decât cu aranjamente florale. Foarte interesant și acest lucru. De ce nu? În definitiv, tot ceea ce ține de frumos pleacă de aici, de la agricultură. Întotdeauna. Întotdeauna. Domnișoara? Bună ziua, mă numesc Mihai Gabriela, sunt clasa 10. Într-adevăr, eu deja cunosc scopurile, ca să spun așa. Am venit pentru tehnician veterinar, să urmez facultatea de medicină veterinară. Momentan am și o fermă și vreau să mă îmbunătățesc cât mai mult. Mm-hmm. Și se învață toate în școală? Da, chiar se învață. Bun. Mai întâi numele. Nicolae Andrei Mădălin. Anul ăsta am fost boboc. Am venit la acest liceu pentru că vreau să mă duc pe plan de horticultură. Acasă am și o fermă și vreau să duc mai departe această afacere. Așadar, un grup de elevi și un profesor. În prima tabără tematică, de aici din zona asta și am înțeles din România. Cum vedeți tot ceea ce se întâmplă aici? Știu că eu sunt rău câteodată. La cei care îi văd mai reticenți la ei, mă uit prima dată. Cum te simți? Foarte bine. Okay. Eu mă bucur că am avut ocazia să ajungem aici. Nu este un loc în care am ajuns foarte des și faptul că ei ne-au chemat aici e un fel de provocare. Da? Cumva pe viitor să venim și noi cu un astfel de proiect și să-i așteptăm în București și în zona Ilfov, da? Pentru o astfel de tabără. Așa? Cum ți s-a părut? Tabăra e foarte frumoasă. Chiar dacă v-au pus și la lucru. Lucru fac și acasă, nu e bai. Noi am fost la cules de trandafiri, ieri am ocolit baloții. Da. Bine, atunci, împreună cu voi așa, mă întorc și eu înspre cameră. Viitorul agriculturii poate să arate foarte bine. Și dacă ne uităm doar la ei, la acești copii și la tânărul lor profesori, cred că putem să spunem, fără a mai lăsa vreo urmă de îndoială, viitorul agriculturii chiar arată bine. Daniel, cum te-a ajuns un inginer mecanic să crească vaci și să producă lapte, să producă brânză? Foarte simplu. E vorba de pasiune, indiferent de profesia pe care o are cineva în viață, la un moment dat alege să-și cultive una din, sau dacă are succes, mai multe din pasiuni. Tocmai s-a întâmplat și la mine, de fapt e vorba de o pasiune și de continuarea unei tradiții de familie. Deci nu am fost departe, n-am trăit departe de lumea animalelor, de creșterea animalelor. Așa se explică faptul că am ajuns din inginer mecanic să cresc animale în continuare, fiind vorba despre o tradiție de familie. Și laptele? Laptele îl procesăm, nu dăm lapte la procesator, procesăm într-un centru de prelucrare tot laptele provenind din fermă. Cam cât lapte? Aproximativ 200 de litri pe zi acum. Asta poate să difere de la perioadă la perioadă, din câte din cele 50 de vaci pe care le avem sunt în lactație, cât de avansată e lactația, cât de înaintată, cât de la început e, și atunci asta diferă foarte mult, însă avem de la 150 la 300 de litri de lapte pe zi. De-a dreptul. Daniel, nu o să stăm de vorbă astăzi despre pasiunile tale, despre preocupările tale, stăm de vorbă despre oameni frumoși care au venit aici, la tine, să învețe din pasiune și din preocupările tale. Da, foarte bucuros sunt astăzi pentru că avem parte de oaspeți din licee agricole din toată țara. Eu zic, după ce am cunoscut cei drept de puțin timp, însă un lucru e clar, se vede că sâmburele e plantat, trebuie doar cultivat. Acum fiecare dintre ei vin de la profile diferite, fiecare în zilele astea, în vizitele pe care au ocazia să le facă în județul Hunedoara, pe la mici, mari fermieri, pe la ferme zootehnice, pe la tot felul de ăsta, cu siguranță fiecare dintre ei se va regăsi la un moment dat și o să stârnească, zic eu, ceva din sâmburele ăla plantat deja.
care cel mai probabil a făcut să se îndrepte spre licee tehnologice agricole? Știu că sună ciudată întrebarea asta. Crezi că s-ar fi schimbat viața ta dacă la rândul tău ai fi făcut un liceu agricol? S-ar putea să se fi schimbat, e adevărat. Acum fiecare dintre noi, la momentul când a ajuns la vârsta să urmeze o școală, fie ea primară, gimnazială, liceu sau facultate, apar tot felul de îndrumători. Acum e foarte important, eu aici mă leg de un lucru care e un fel de motto al meu în viață, nu știu dacă l-au mai zis și alții, însă eu pot să zic că aproape că l-am creat. Un foarte rău lucru în viață e să nu ai cine să te înveți un lucru bun. Nu, deci atât mai rău de atâta nu știu ce se poate întâmpla. Deci, da, probabil eram mai devreme înfipt în ceea ce înseamnă zootehnia și cultura, pentru că eu tot tehnic, însă în partea metalelor, nu a zootehniei. Și pentru că acești copii ar avea nevoie și ei, la rândul lor, de un îndrumător, să le dea acel sfat bun de care vorbeai, care ar fi sfatul bun pe care îl dai tu astăzi acestor copii? Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi și așa, însă în mod cert i-aș ruga, dacă au așa o pasiune în direcția asta, să o cultive, pentru că e foarte important să creadă în ei, pentru că îi văd tineri. Generația mea la vârsta asta lor era mult, mult mai debusolată. Să ia ce bun din ce văd, să ia de peste tot, de pe unde merg, ceea ce cred ei că e bine, ceea ce văd că dă rezultate, că a dat rezultate, și să pună în practică. Și toate lucrurile astea să meargă mână în mână cu pasiunea pe care o au, pentru că lucrurile cu siguranță în timp se vor dezvolta în bine. Trebuie doar să aibă răbdare, nimic nu se întâmplă peste noapte, nimic nu se întâmplă într-un an, doi, nimic. La nivelul la care sunt eu acum, cu mai multe vaci, deja am mai bine de 10 ani în care suntem cu efectiv mare și minuni nu se întâmplă. Să nu creadă că se întâmplă ceva peste noapte sau că vine cineva. Trebuie forțe proprii, pasiune cultivată și încredere. Să nu abandoneze dacă au ales să meargă pe un drum, să nu-l abandoneze, să nu se descurajeze sau uneori ne mai și descurajăm, însă trebuie a doua zi revăzut totul și să nu abandoneze atât de ușor, pentru că există exemple, nu neapărat eu, există exemple reale, pentru că în timp, prin perseverență și pasiunea din direcția asta cultivată corect, dă rezultate bune. Facem un pic de geografie și pe urmă facem un pic de chimie dincolo la lapte și pe urmă facem zootehnie și agricultura. Sunteți la ferma Crăciunescu, o fermă de familie, o fermă mică. Nu facem altceva decât să ducem mai departe ce au făcut părinții, bunicii și străbunicii. Acum avem în fermă 50 de vaci, cu mic, cu mare, 41 sunt adulte și restul tinere. Cât lapte produceți pe zi?
Acum avem 200 de litri de lactă, însă asta în condițiile în care avem și viței pe care îi hrănim tot cu lapte de la vaci. Da, facem montă artificială de ani de zile cu un sămânțător cu material genetic de la Semtest. Cu laptele ce faci? Laptele îl procesăm într-un centru independent de prelucrare, facem produsul de bază, icașul cop, bineînțeles, și alte derivate, iaurturi, smântână, brânzeturi maturate cu o perioadă de maturare de peste 100 de zile. Vânzarea? Vindem într-o rețea de magazine din Deva, Bolta Veche se numește, și avem un magazin în piața din Orăștie. Subvențiile ar trebui privite de toată lumea ca un bonus. Lucrurile într-o fermă, indiferent că e zootehnică sau cum, de ce fel o fie, ar trebui să meargă, să se autosustină. Eu cred clar, în mod cert, că după atâția ani de amorțeală, că trebuie să recunoaște că suntem amortiți ca nație de 20 ceva de ani, eu cred că o să prostăgăliți voi bulgărele la mic de zăpadă, care o să dărâme odată niște ziduri impuse sau construite așa fără voia noastră sau din, nu știu, din nepăsare, cred că. Mie îmi place foarte mult tabăra, mă așteptam la niște lucruri frumoase și mă bucur că s-au și concretizat. Eu am venit cu doi copii care au ferme acasă, un al treilea se ocupă deja de horticultură. Acum, pentru prima ediție, eu zic că e peste așteptări, trebuie să, nu știu. Eu sunt impresionat, au venit 10 licee, fiecare cu 4 elevi și cu profesori alături. În tabele din astea tematice e foarte bine că vin și profesori, pentru că văd, mai ales dacă vin pe din clasa 9 a 10, mai au 2-3 ani la dispoziție să cultive ce știu ei, că au văzut pe teren, acolo unde totul se desfășoară altfel, degajat, liber și tot felul. Așa văd eu. Un foarte rău lucru în viață e să nu ai cine să te învețe un lucru. Proiectul Legume ca la noi acasă, finanțat de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, prin submăsura 16.4, sprijin pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol, are ca scop principal apropierea de consumatorul final. Dar nu numai atât. Proiectul Legume ca la noi acasă înseamnă, în plus, mai mulți producători bunedoreni, o gamă mai largă de legume și, nu în ultimul rând, concepte noi de vânzare. Toate acestea fac în așa fel încât pe masa voastră să ajungă mai repede, mai ușor, mai proaspete, legume ca la noi acasă. 0354 100 690. FSB24, organizație non-guvernamentală cu sediul în Deva, angajează și formează personal pentru îngrijirea persoanelor în vârstă și a bolnavilor în Germania. 0354 100 690. Contract ferm, legal 100%, garantat, fără comisioane. Fundația Senioră în Betroiung, România, FSB24, 0354 100 690 sau fsb24.ro. O servus, Rab. Dar ce-i cu tine, mămișule, că așa e necăjur, nu te-am văzut de când, te știu. Îți necăjur, mă, și necăjur tăsatul, mă, nici la crijmă nu se mai bec un subeut odată. Nonu Gorovi. Vecinul, Șandoric, să plânge că s-o săturat tăță în cărșe gunoiul numai cu blopata aia mare și cu inima lui Stalin. Știu, dar... No, nevastă sa, Cătița, să plânge că îi dă CNP-ul după cap, nu mai poate trage cu grebla, vine vara, trebuie să strângă notrețul. Vărul mi-o togere ăla de păstăgeal. Bă, ăla plânge tătă ziua, căldor șalile, să nu se mai poate să iei cu sacul cu cucuruz în pod, mă. Doamne, mămișe, dar păi astea-s probleme. Probleme mari. Păi da, ascultă-mă, vino cu mine la Agrovaro și ți-explic eu cum se rezolvă tătă.
Uite, Pătruș Andorică, păi de-aia ce ți-a mers priat? Ăsta-i încărcătorul, pac, ridică cupa, ăsta din joystick de acolo. Numai stă, exact, numai stă și să urcă aia, pac, în pot și gata. Și aici ați greblele astea de care ți-am zis, uite-te, și astea de jos, care ți adună tot fânul. Ia așa nici îl face bode, căptițe, tătătă, după alea cu ăsta și duce și bagă în habar. No, cu exact cum ți-a spus, cu jnecurile astea, vezi, uite-te, la ce capacitate au astea, zvârle greu, tătătă, în două ceasuri, două camioane, jup, când pot și gata, tătă treaba. Dar nu se rupe podul, mă, cu două camioane. Bine, mă, mișule, cum să se rupă, doar camioanele rămân jos, mă, greu urcă și se cară și orzul și tătătă. Mă, bine. Mă, rabă, fain mă învățași tu pe mine. Auzi, dar n-o fi scump. Cum să și e scump, mă, mișule, mă, dar toată lumea din țară știe că aici e cea mai bună calitate și cele mai mici prețuri, la Agrovaro. Atunci toată lumea, la Agrovaro! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei o livadă cu fructe gustoase? Vrei o grădină cu legume frumoase? Vrei ca lecoltele să-ți fie sănătoase? O paletă largă de insecticide, fungicide și erbicide pentru tratarea tuturor bolilor și dăunătorilor găsești la farmacia fitosanitară Flaro, situată în Deva, pe strada Vasile Alexandrii, lângă sediul BRD. Sprijin pentru tine, soluții pentru grădina ta. Farmacia Flaro. Am vorbit de roșii și de vinete, nu sunt singurele culturi, eu spuneam că am văzut și capii, am văzut și ardeiul, arată și acestea bine? Da, într-adevăr, acum noi suntem și într-o perioadă de tranziție, să spunem așa, în care, cum a spus și dumneavoastră, ne despărțim într-un fel de culturile de primăvară și instalăm culturile de toamnă. Avem, cum am mai spus, culturile de vinete care au fost puse eșalonat încât să avem acoperită o producție echilibrată de vinete pe tot parcursul anului până în luna octombrie-noiembrie când finalizăm cu totul. După cum vedeți, avem și culturile, avem înființată cultura de capia. Urmează, cred că în vreo 2-3 săptămâni să ieșim deja cu producția de capia. Avem castraveți înființați, chiar acum partea de câmp avem salată, urmează să înființăm fasole, avem varză, cultură de gulie de toamnă, de dovlecel, am plantat și un solar de roșii, deci ne pregătim pentru a doua parte a anului și în același timp ne despărțim de prima parte a anului. Revenim iarăși puțin așa la ceea ce am mai discutat noi. Până la urmă, tot ceea ce înseamnă această afacere, pentru că n-are rost să ne ascundem. De fapt, asta este o afacere. Ține de un management foarte, foarte clar și în ceea ce privește culturile, modul în care ți le eșalonezi, așa cum spuneai, și de ce nu, și vine și se completează cu partea de marketing, cu piața directă. În fond și la urmă, totul funcționează pe bază de strategie, adică noi, de multe ori, când înființăm anumite culturi, le înființăm tocmai pe baza cererilor care ar exista la un anumit moment, adică nu este în interesul meu ca în 3 săptămâni să-mi intre o cultură de roșie, în condițiile în care în luna august, dau un exemplu, cam orice țăran care lucrează și are un pic de pământ își pune câteva roșii pentru consumul propriu sau pentru conservare și așa mai departe. Adică, indiferent de cât de mare sau mică e afacere, că ceea ce facem noi aici, indiferent că este la un nivel, să spunem așa, micro, este o formă de organizare și de activitate economică. Și evident că interesul meu și interesul oricărui om care conduce o mini-afacere este să obțină un profit și mai implicit să-și maximizeze profitul respectiv. Și atunci, evident că totul funcționează pe strategii și cred că oricine își face, orice fermier își face anumite strategii și sunt și importante și necesare acele strategii în a încerca cât mai mult să valorifici o cultură suprafață ca o cultură protejată ca aceasta, de a valorifica foarte mult o respectivă cultură și evident de a obține cât mai multe culturi în același timp într-un solar din acesta pe an. Și totodată să pliezi oarecum
culturile pe care le ai, mă tot repet cu culturile astea, nu neapărat din lipsa unui alt cuvânt, ci pur și simplu că mi este cel mai la îndemână, dar aia spun că încerc să pliez anumite producții și anumite legume tocmai atunci când oamenii au cel mai mult nevoie de ele, adică de aceea solarele noastre acum 70% din ele sunt aproape înființate toate cu vinete pentru toamnă și cu capia, pentru că în luna august și septembrie cam asta este cea mai mare cerere, ceea ce se întâmplă și cu castraveți și așa mai departe. Deci aia spun că nu e în interesul nostru să punem o cultură de roșie când nu mai sunt atât de căutate precum au fost în luna iunie-iulie. Nu ne facem, sau bun, scoatem un pic pieptul de oraș, trebuie să recunosc. Ne-am alăturat unui efort absolut deosebit pe care colegii noștri de la revista Ferma, șefa noastră de la Asociația Presei Agricole, îl face în ultima perioadă, susținerea învățământului preuniversitar agricol. Au fost foarte mulți copii, nu de mult, aci într-o tabără la Gioagiu. Ce le transmite un tânăr? Ce le-ar transmite un tânăr pasionat de legumicultură, chiar dacă din punct de vedere educațional și-a ales un alt drum, unor tineri care chiar vor să performeze în zona agricolă? În fond și la urmă, eu mereu mi-am spus asta. Agricultura nu este doar un mod de viață, nu este doar o, să spunem așa, o formă prin care tu poți să câștigi bani. Este un mod prin care, în fond și la urmă, ai grijă de un anumit număr de cetățeni, de o anumită populație. În fond și la urmă, dacă asta este pasiunea lor, asta aș îndruma pe oricine cu care m-aș întâlni mereu, oriunde, în a-ți urma pasiunea, indiferent cât de grea pare la început, indiferent că agricultura la ora actuală este o meserie pe care o faci greu, dar este o meserie foarte frumoasă, în sensul că o faci greu pentru că nu mai ai cu cine să muncești, nu mai ai oameni cu cine să lucrezi. De multe ori astea sunt și întrebările pe care noi ni le punem. Bun, ce o să facem în anii următori când nu vor mai fi oameni cu cine neapărat cu cine să lucrezi? Pentru că tinerii nu mai preferă neapărat să lucreze în agricultură și tinerii în general caută modalități de a obține la ora actuală bani, dar nefăcând nimic. Cam asta se întâmplă, asta este schimbarea generațiilor și asta este generația millennials din care și eu fac parte. Însă chiar am observat că în județ singurul loc în care încă se mai practică agricultura sau se practică acest sistem preuniversitar este la Gioagiu Băi, într-adevăr, și văzusem anul trecut interviul cu acea domnișoară înainte, chiar în ziua când aveam și când ați fost și la mine și observam pasiunea din ochii și mă gândeam, Doamne, ce frumos că încă mai există oameni care chiar mai fac, care chiar mai fac agricultură și care mai fac agricultură nu în sensul generației care sunt acum de 40 plus, 50 plus, ci generației mele. Vă și la urmă, agricultura cred că rămâne încă o ramură economică importantă în România, dar, într-adevăr, nu mai există investițiile care existau înainte, nu mai există acel sprijin, să spunem așa, guvernamental, acel sprijin din partea statului. Noroc, în ultimul timp, într-adevăr, este cu acest program minimis. Programul acesta, cred că pentru toți fermierii, a fost unul extraordinar de când a început el și până în acest moment, pentru că sunt niște bani care vin într-un moment în care încerci deja să-ți acoperi din cheltuielile pe care le-ai tot acumulat în timpul anului pentru creșterea lor și sunt niște bani care te ajută foarte mult și pe care investești la rândul lor tot în agricultură. Tot aici merg banii respectiv, dar te ajută foarte, foarte mult. Extraordinar de mult. Bun, și acum încheiem, lăsând la o parte absolut totul și întrebându-te simplu și concret. Cum merge cu comunicarea? Cu comunicarea merge foarte bine. Urmează să plec acum la București în câteva zile pentru o perioadă mai lungă, că am practica de făcut acolo. Mai am un an și termin. S-au dus repede 3 ani de zile. Urmează să merg în continuare la master. La master voi merge pe psihanaliză politică și pe management politic, pentru că deja vreau să încetul cu încetul să-mi creez nișa asta de a intra în sfera politică și urmează să vedem ce ne rezervă viitorul. Nu știu, e cam imprevizibil, de aceea nu pot să-mi fac neapărat un plan concret în legătură cu viitorul. Dar îs recunoscător pentru faptul că fac facultatea asta, că îmi place ceea ce fac și că, indiferent că vorbim de agricultură și comunicare, sunt atât de îmbinate amândouă domeniile, deși n-aveți idee cât de îmbinate sunt, dacă stai pur și simplu să le cauți în substrat pe amândouă. Deci dacă stau să te ascult bine, e mai ușor să planifici culturile, perioada când le pui, decât un viitor pe zona cealaltă. Da. Bine, viitorul de multe ori este incert aici. În general,
general viitorul este incert. Doar că, oricum, planificarea e importantă la orice. Important să-ți planifici de multe ori. Nu zic să-ți planifici riguros viața, sună destul de științific și obiectiv. Însă este foarte mult, e foarte important să setezi niște obiective, să setezi niște idealuri, să vezi unde vrei să ajungi, când vrei să ajungi, cum vrei, cum poți să ajungi acolo și ce înseamnă, ce sacrificii trebuie să faci ca să ajungi acolo. Așa este și așa se întâmplă și la mine în comunicare, așa se întâmplă și aici. Viața nu e ușoară, dar nici grea. Cam asta ar fi concluzia. Mihai, în primul rând, bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Dragul meu, scurt, concret, la obiect. Discuția o pornim de la o etichetă. Așa. Eticheta care certifică produsul montan. Da. Greu de obținut? Să spunem că relativ ușor, dacă îndeplinești pașii care ți se spun. Pentru noi este foarte important acest lucru, pentru că am făcut rost de mențiunea de certificat produs montan. Acum să vedem și rezultatele în urma acestei acțiuni pe care am făcut-o. Păi, primul lucru, reducerea TVA-ului la 5%. Da, corect. Bun, e ușor să te ascunzi după o cifră, să zici, da, 5%. Contează și procentele astea, dar contează munca și contează ele. Exact. Când vezi că sunt liniștite, ești și tu liniștit. Deci e o chestie care e 100% asta. Cam câte sunt pe acolo? Că n-am stat să le număr. Acolo avem un colectiv de vreo 25 de capete, cu tot cu tineret. Cam așa. Dintre care 14 sunt în lactație, restul tineret sau juninci. Bun, o să ajungem să vorbim despre ele așa încetişor. Nu cred că în urmă cu niște ani buni gândul tău a fost să stai la coada vacii. Nu, nici pe departe. Istoria e destul de lungă. Eu în prima fază am fost pregătit să mă duc la medicină umană la Timișoara, unde am și dat examenul și am căzut pentru 15 șutim. N-am reușit să intru, după care noi deja eram începuți cu fermă. Și am zis, decât să stau un an acasă să mă pregătesc pentru medicină, mă duc la biotehnologie, la zootehnie și biotehnologie. În cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I din Timișoara. Și bineînțeles, am ajuns acolo, am intrat la locurile bugetate fără probleme și am zis că mă pregătesc pentru medicină umană. Dar ce să mă mai pregătesc pentru medicină umană, după ce m-am integrat foarte bine acolo, m-am simțit bine, mi-au plăcut materiile și am zis, cred că așa a trebuit să fie și să nu intru la medicină umană, să mă duc pe ramura asta. Deci, până la urmă, un microb cu care te-ai infectat. Da, m-am infectat, nici nu mi-am dat seama acum, dar a fost o chestie irreversibilă. Deci am luat-o așa pe drumul ăsta și am zis, cred că asta trebuie să fac eu. Până la urmă, e, cred, și un pic genetic, pentru că ai preluat o parte din pasiunea părinților. Păi da, categoric. Părinții mei au avut animale doar ce au avut acasă când erau copii, dar după aia a venit valul ăsta cu fermele și eu tot timpul am fost plăcut, impresionat de ferme. Țin minte că eram mic, mă uitam la viața satului și la fermă și ziceam, uite mamă ce frumos ar fi să avem și noi o fermă. Și după mulți, mulți ani am dat seama că, uite, am ajuns fără să ne dăm seama în aceeași situație. Bun, acum o să scurtăm un pic istoria și o să spunem doar atât. S-a constituit această fermă și o perioadă ai lucrat cu un procesator. Da, am lucrat într-adevăr cu un procesator cu Albalacto, dar acum, în prezent, avem două automate unde ne vindem singuri laptele. E, până la urmă, mai ușor, dar mai complicat totodată. Da, dar eu sunt mult mai mulțumit din toate punctele de vedere, pentru că pot să-mi vând eu singur produsul, pentru că asta e cel mai important. Odată ce tu vinzi produsul la altcineva, deja prețul este mult mai mic și cu astea
atrag alte probleme. Da, și până la urmă, acum toată lumea se gândește să-și aducă plus valoarea în bugetul propriu, nu al altora. Normal, normal. Oricum, acum ideea noastră, deocamdată vindem lapte crud, dar ideea e să se putem face și procesarea, să facem un circuit închis, pentru că aici ar fi adăugarea de plus. Da. Atât de ușor ar fi, sau teoretic e foarte ușor, da, să spui că închizi acest cerc, crești văcuța, omulgi, procesezi laptele, l-ai vândut și pe urmă stai și îți calculezi profitul. Dar nu e chiar așa, pentru că văcuța o crești, trebuie să-i pui în iesle. Apropo, cum vă descurcați cu partea asta de furaje? Eu zic că noi ne acoprim noi propriu undeva la 70% din baza furajeră. Restul mai achiziționăm. Pentru că dacă nu ar fi o cantitate foarte mare să facem noi chiar tot. Plus că baza de cereale, clar, noi nu putem face cea, că după cum vedeți, o zonă montană unde nu e deloc prielnică culturii de cereale, indiferent despre ce ar fi vorba. Și mai e celălalt aspect, bun, e durerea tuturor fermierilor. Discutam înainte de a începe înregistrarea. Practic, totul tinde să devină un soi de afacere de familie. Nu prea mai există mână de lucru. Da, dar asta e o poveste care este de foarte mulți ani și cred că va continua. Nu știu exact care o să fie rezolvarea ei. Poate să aducem ceva străini sau poate, nu știu, să motivăm și noi forța de muncă aici în țară. Nu, deci ideea e că trebuie să te descurci singur, să înveți să te descurci singur, să încerci să te utilezi cu utilajele necesare ca să poți să lucrezi. Că să te bazezi pe mâna de lucru e foarte complicat și să ai tu, bineînțeles, multă forță de lucru. Că dacă nu, ești mâncat de viu. Ești mâncat de viu. Așa, ați împărțit în familie totul foarte, foarte exact, îmi spuneai. Fratele tău care se ocupă de proiectare. De proiectare, mama mea se ocupă pe partea economică și eu cu tatăl meu ne ocupăm. Cu munca brută. Exact, cu munca brută, cu baza furajeră, cu utilajele, cu mecanizările, cu tot. Ok. Am ajuns să le punem și în iesle, ele sunt liniștite, laptele se mulge, sunt cele două dozatoare pe care le ai în Deva. Nu, unul este în Simeria, în piața agroalimentară din Simeria și unul este în Deva, pe strada Mihai Eminescu, bloc parter. Da. E un soi de sinusoidă în tot ceea ce înseamnă desfacerea prin dozatoare. Da, deci... ce e un pic mai greu este că îți ocupă foarte mult timp, deci toaletarea lor, recirculări, tot ce ține de chestiile astea trebuie să ocupe un om, cel puțin un om de astea două automate și câteodată și așa e foarte greu, de obicei ne cam împărțim, fiecare, unul merge la Deva, unul la Simeria și ne ocupăm de ele ca să nu alterăm calitatea laptelui, pentru că dacă laptele vine în regulă de la fermă, trebuie să se și vândă în condiții optime și la automate. Dacă ele, automatele, nu sunt reținute corespunzător, apar diverse probleme și nemulțumiri din partea clienților. Domnule doctor, ne întâlnim din nou și ne propuneați un subiect mai mult decât de sezon. Da, bună ziua. Aș vrea să vorbim în... despre luna aceasta, despre recoltarea de sânge și anume recoltarea de sânge la berbeci înainte de a fi introduși între oi pentru montă. Și anume recoltare de sânge pentru anumită boală și anume Brucella melitensis. Bruceloză îi mai spun mulți dintre noi și într-adevăr un aspect pe care îl avem întotdeauna în vedere, înainte de introducerea berbecilor în turmă. Da, bruceloză. De bruceloză știe mai bine exact lumea. Sau ca simptome, să zic așa, avorturile oilor în ultima perioadă de gestație. Așa se cunoaște în teren de către crescătorii de ovine. Da, tocmai de aceea trebuie să avem foarte, foarte multă grijă. De fapt, ce trebuie făcut concret?
Trebuie monitorizată această boală prin examene de laborator periodice. Tocmai de aceea se recoltează de la berbeci, înainte de a fi băgați la montă, pentru a preveni răspândirea acestei boli în turmele de ovine. Acum se știe că ții un berbec câteva cicluri de reproducție, după care îi schimbi și așa mai departe, și tocmai de aceea este bine să-i testăm înainte de montă. Se face pentru fiecare berbec anual în perioada asta? Da, la toți berbecii de reproducție se fac testări, și anume de la 6 luni în sus până la cât îi exploatează crescătorul. În afară de faptul că poate afecta la un moment dat dezvoltarea fătului și apariția avortului, ar putea să mai aibă și alte efecte negative asupra berbecului, asupra oilor? Bun, acum este un pic greu, să zicem așa, să depistăm clinic această boală, dar ne putem face o idee atât la berbeci cât și la mame, la oi. La berbeci putem observa, să spunem așa, o inflamație a testiculor, o epididimită, să zicem, în termeni medicali. Mai pot apărea, spre exemplu, dureri articulare, șchiopături, la oi apar mamitele, lipsa secreției de lapte și așa mai departe. Deci sunt anumite semne clinice din care crescătorul, bineînțeles, își poate face o idee și să știe pe viitor despre ce-i vorba. Da, deci poate să aibă așa ramificații mai multe fără niciun fel de problemă. Acum, da, trebuie să întreb, dar și pe raza circumscripției Deva, cam câți berbeci mai sunt? Da, putem spune că avem un efectiv raportat la o localitate, să spunem așa. Din baza națională de date putem spune că avem în jur de vreo 90 și ceva de berbeci. Ceea ce e mult, având în vedere că ne gândim totuși la un municipiu, mă rog, cu localitățile aferente, nu? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Bun, adevărul că dealurile de aici din Deva sunt totuși propice pentru zootehnie, de ce nu? Și atunci trebuie avut grijă. Ce se întâmplă? Sângele este trimis la laborator și? Sângele este trimis la laborator și așteptăm cât mai repede să vină un buletin de analiză ca să le putem comunica proprietarilor ce să facă cu animale, adică cele cu probleme trebuie neapărat excluse din efectiv pentru a nu răspândi boala, și celelalte care sunt sănătoase pot merge mai departe cu ele. Dacă vreunul dintre crescătorii de aici din zonă vrea să-și vândă berbecul pentru montă, mai are nevoie și de alte documente? Da, bineînțeles, are nevoie de documente, și anume formularul de mișcare, care acest formular de mișcare practic este ca un act de vânzare-cumpărare. Așa se numește el, formular de mișcare. Fără aceste documente nu se poate face din legal tranzacția între un proprietar și altul. Bun, și acesta trebuie vizat sau completat de dumneavoastră? Bineînțeles, aceste acte se face de către medicul veterinar de la care pleacă, și tot la medicul veterinar trebuie să ajungă la nou proprietar. Transferul de la o exploatație la alta și automat dintr-o circumscripție în alta. Corect, dintr-o circumscripție în alta, sau pot fi vânzări de animale chiar în aceeași circumscripție. Dar tot trebuie făcut de către medicul veterinar, atâta că nu-l trimitem la al doilea, ci tot la mine rămâne și cu acordul, bineînțeles, și a unui altuia proprietar, cu semnături, deci totul se face cu hârtii, totul se face legal. Bun, și acum, ca să încheiem tot în zona temei discuției de astăzi, în ultima perioadă, în ultimii ani, de când ați preluat circumscripția, de pildă, ați avut cazuri de bruceloză pe aici prin zonă? Doamne ajută, nu am avut asemenea cazuri, sper să nici nu întâlnesc.
bineînțeles, pentru oameni este rău și se iau anumite măsuri de carantină, să spunem așa. Sper să nu văd niciodată boala asta. Da. Bun. Vezi, uite că vine acum, totuși nu încheiem discuția. Există tratament sau putem să o prevenim în vreun fel? Da, există tratamente. Acum depinde și la ce specie anume ne referim. Există tratamente. Tratamentele sunt destul de costisitoare, dar sunt incerte, să spun așa, în speța ovină. Nu se fac tratamente, din punctul meu de vedere, la ovine și capline, prin prisma faptului că odată depistat pozitiv se exclude acel animal, tocmai pentru a preveni transmiterea bolii în efectiv. Că vorbim de alte specii care sunt ocazionale, eu știu, orice altceva care poate fi ca și animal de companie, câine, pisică, cabaline, bovine, bine, și la bovine e altă treabă acolo, la acelea mai putem să intervenim medicamentos, dar ce înseamnă creșterea animalelor de fermă se exclude automat. Bun, acum la bovine, oricum faceți însemânțările artificiale, vă mai ocupați cu asta? Da, ne ocupăm cu însemânțările artificiale. Și la bovine, într-adevăr, se recoltează probe de sânge pentru bruceloză. Nu am avut cazuri nici acolo și în această speță se exclude din efectiv dacă apare. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Proiectul Legume ca la noi acasă, finanțat de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, prin submăsura 16.4, sprijin pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol, are ca scop principal apropierea de consumatorul final. Dar nu numai atât. Proiectul Legume ca la noi acasă înseamnă, în plus, mai mulți producători hunedoreni, o gamă mai largă de legume și, nu în ultimul rând, concepte noi de vânzare. Toate acestea fac în așa fel încât pe masa voastră să ajungă mai repede, mai ușor, mai proaspete, legume ca la noi acasă. Vrei o livadă cu fructe gustoase? Vrei o grădină cu legume frumoase? Vrei ca lecoltele să-ți fie sănătoase? O paletă largă de insecticide, fungicide și erbicide pentru tratarea tuturor bolilor și dăunătorilor găsești la farmacia fitosanitară Flaro, situată în Deva, pe strada Vasile Alexandrii, lângă sediul BRD. Sprijin pentru tine, soluții pentru grădina ta. Farmacia Flaro. Na servus, robe! Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Așa lucru bun i-ai învățat, mă. Să mem la Agrovaro, să ne luăm utilaje. Bă, toată lumea din sat și-a luat utilajele de la Agrovaro și-i pe câmp la lucru. Fericiți toată lumea, așa e? Aproape toată lumea, Crișmaru e o țără năcăjut. Nu, dar ce-o poți? Nu se mai bagă nimeni Crișmă dacă-s la lucru. Coșezi-ți copilul lui, că s-ar apuca de agricultură, dar nu știe ce să facă. Da, cum nu știi, dar sunt fonduri, accesează niște fonduri europene, pac și-o luabă, nu ți-o vin la Agrovaro și cumpără tot ce are nevoie, că doar aici sunt prețuri mici și calitate maximă. Toată lumea știe. Dar e greu, e cărat până acasă. Agrovaro totdeauna au transportat până acasă în curte, la toate utilajele. Zău! Exact! Mă, ce sfaturi bune ești tu să dai. Auzi, dar pentru Crișmar, n-ai tu o soluție, mă, nu știe ce să facă, e goală Crișma.
Apoi Crișmaru, știi ce? Să facă bine să își schimbe activitatea, să facă un magazin de piese de schimb tot de la Agrovaru, ca să știe mai aproape toată lumea de problemă. Adică Agrovaru e soluția. Tădeauna Agrovaru fă soluția. Atât și pentru astăzi. De mâine începe școala, de mâine începem și noi munca la modul serios. Concediile s-au cam terminat, vacanța s-a încheiat, așa că ne întoarcem. Ne întoarcem în satul Hunedoreanu să descoperim oameni frumoși, oameni care se încăpățânează să trudească, să producă. Chiar dacă uneori lor, producătorilor, se găsesc unii să le mai bage pumnul în gură. Bun, ne vedem peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă. Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.